Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Apune soarele peste un praznic care mie personal îmi este foarte drag. Am prăznuit Duminica tuturor Sfinților. Am prăznuit într-un fel sau altul comuniunea noastră a celor rămași în viață, care ne trăim zilele de zi cu zi, cu Sfinții din viețile noastre. Cei plecați mai de curând sau mai de departe în viețile noastre, cu cei care au alcătuit și alcătuiesc în continuare fundamentul istoric al Sfintei noastre Ortodoxii. Duminica aceasta a tuturor Sfinților ne este dată ca să prăznuim întrânsa rodirea Duhului Sfânt în viața Bisericii. Un Duh Sfânt care naște Sfinți în continuare și care cred că face din Sfințenie în continuare țintă bună de cuprins pentru mântuirea într-o împărăție a lui Dumnezeu. De ce e special praznicul acesta? Și pentru aceea că într-un fel sau altul ne arată că ținta vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, după cum spunea Sfântul Serafin de Sarov, dar această dobândire a Duhului Sfânt poartă cu sine în adâncimea ei împlinirea Sfințeniei lui Dumnezeu. E tainică ziua aceasta și pentru că e nevoie de pocurirea Duhului Sfânt ca să vedem în toate cotloanele bisericii cum s-au născut, au trăit, s-au jertfit și au plecat spre înviere Sfinții care alcătuiesc osatura de lumină a bisericii noastre. Poate că suntem o biserică cu mulți păcătoși, că toți suntem păcătoși, dar în aceeași vreme știm, vedem și mărturisim că de jur împrejurul nostru norii de Sfinți întunecă neputința noastră de lumina învierii lui Hristos. Prin ei suntem mai aproape de împărăție și tot prin ei împărăția se apropie de noi. Ne-a rugat în zilele pogorii Duhului Sfânt așa: apropie-te de noi, Doamne, apropie-te de noi. Dumnezeu face posibil ca împărăția lui Dumnezeu să se apropie de noi prin Sfinți, să trăiască între noi prin Sfinți și să cuprindă în Sfinți taina împărăției sale. Nu e ușor, dar este vrednic să căutăm a ne sfinți. Mâine este o nouă zi.